Un individ a fost fotografiat în timp ce trăgea un câine pe lângă mașină în trafic. Animalul era legat cu o lesă. Un bărbat a fost fotografiat în prima parte a zilei, în timp ce conducea pe o șosea din Timișoara, iar în același timp trăgea un câine după el. Polițiștii s-au sesizat după ce imaginile au devenit publice. Întâmplarea a avut loc în prima parte a zilei, în zona cartierului Plop din Timișoara. Persoana aflată în trafic a surprins un șofer care se afla la volan, iar în timp ce șofa stătea cu o mână pe geam, trăgând după el un câine aflat într-o lesă. Cei care au asistat la întreaga scenă au spus că animalul era să fie lovit de alte autovehicule. Imaginile au ajuns pe internet, iar polițiștii de la Biroul Protecției Animalelor s-au autosesizat. Oamenii legii au demarat cercetările și încearcă să-l identifice pe cel care fla la volan.